Dragilor, în tutorialul de astăzi vă voi arăta cum se cântă cântarea N-a fost nevoie de armură. Cântarea este în tonalitatea La minor și o să începem de pe sunetul Mi. Mi, 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 fa, sol, fa, mi. Fa, 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 mi, fa, sol, fa. La, 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 si, la, do, do. Și aici am ținut la-ul. Țin la-ul și merg pe terță. Do, mi, re, fa, re, si. Și apoi partea a doua strofe intru în terță. Do cu mi, re cu fa, mi cu sol. Mi, 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 mi. Același lucru, re și fa. Apoi pe melodie. Avem de pe sol mediu. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Asta e ca o formulă de trecere de pe refren, de pe strofă pe refren. Nu e obligatoriu să o faceți, da? Do, fa, sol, sol, si, do, re, do, do. Asta e linia melodică, continuă, da? Sol, 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 si, do, re, do, do. Sol, 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 si, do, re, do. Mi, 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 re, fa, mi, re, do. Aici am băgat și sol diezul în înregistrare, e sol diez cu mi. Da? Avem sol diez cu mi. Păstrăm sol diezul pe linia melodică. Unde suntem? Și aici coborăm re cu fa. Și apoi la cu fa. Da? Avem la cu fa, mi cu sol, la cu fa și re cu fa diez. Sol, 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 fa, mi, re, do, do. Și apoi pauză. Mi, re, do, si, re, do, si, la. Iar pe parte de baș avem, începe pe în la, la minor. Atunci când intru, am notele astea rapide, mi, 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 renunț la a doua bătaie de pe acord. Da? Am, practic, e combinația de două formule. N-a fost nevoie de armură. Și apoi revin, da? Ok. Da? La, la, la. Si, do, re. Re minor. Fa. Contrabasului si, care este re diez și cu re 7. Da, acordul ar fi sau ar fi un la diminut care este sub mi, da? Apoi am si cu re minor. Mi major 7. Ok, repet. N-a fost nevoie de armură.
se repetă tema. Na, 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 ce avem aici? Era mi minor, re minor, da? Unde e că l-am pierdut? Da, vezi? Asta e partea de strofă. Iar refrenul? Și când am ajuns pe sol aici sus, atunci am schimbat și basul, pe sol merg în bas, da? 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 Și suntem aici. La minor, la, sol, fa, fa, da? Re 7, sol 7, la, și do. La, mi major, la, și la minor. Ok, învățați bine partea aia, mâna dreaptă, mâna stângă. Se poate cânta și pe baș de pătrime. Ok? Deci se poate... se pot cânta și baș de pătrime, dacă ți-e greu să faci formula. O să pun și acordurile în descriere, ca să vă fie mai ușor să urmăriți bașii. Aceasta a fost cântarea pentru ziua de azi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și, în adevăr, să prețuim jertfa Domnului Iisus, așa cum spune și această frumoasă cântare a fratelui nostru Puiu Chibici. Fiți binecuvântați și faceți tot mai bine ceea ce faceți, adică să cântați spre slavă lui Dumnezeu.